Salut prieteni, numele meu este Adrian de la echipa tutorialevideo.info, iar în acest tutorial video de astăzi vom vorbi despre programul PatchMyPC. Ce este acest program? Este un utilitar conceput pentru a verifica sistemul dacă sunt instalate, să zic așa, ultimele versiuni de Adobe, Adobe Flash, Mozilla, Java, Oracle, iTunes, Microsoft Update și altele. La ce ne ajută acest program? Păi, după cum știți, și Windows-ul lansează update-uri de fiecare dată. Majoritatea dintre noi au oprit update-urile pentru că nu vor să instaleze GNU/E, adică acel programel care zice că este Windows-ul sau nu este piratat. Nu fac nicio sugestie cum că ar avea lumea din România Windows piratat pe calculator. Ziceam doar așa. Bun, haideți să vedem exact despre ce este vorba. Deci, cum am zis, programul se numește PatchMyPC. Bun, am intrat la ei pe website. Mergem aici la secțiunea Download. Și dăm click pe... click to download PatchMyPC. Dăm continue. Bun. După cum vedeți, este un programel foarte micuț, are 200 de kilo. Așa. Haideți să vedem exact ce ne oferă el aici. Deci, după cum vedeți, în partea stângă avem programele Adobe Reader, Flash, Flash AX, Air, Firefox, Java, Quick, iTunes. Noi dăm Recheck Software. Dăm continue. Așteptăm să își verifice. După cum vedeți, odată aici scrie For Importance Updates. Da, asta, după cum vedeți și după siglă, însă update-urile ce trebuie făcute pentru Windows. Deci vom da click aici la Windows Updates. Contactăm Windows Server. Așteptăm acum să... să ne arate exact despre ce update-uri avem nevoie. Deci el au găsit așa: Critical Update Windows Internet Explorer, nou Windows Vista, Critical Windows Office File Validation și pentru Office 2007. Bun. Așa, aici avem niște setări pe care putem să le facem pe viitor, dacă o să utilizați și dumneavoastră această aplicație. Delete desktop shortcut after installing software. Nu vrem să ne șteargă shortcut-urile de pe desktop. Automatically search and apply any needs Windows updates after running software updates. Nu. Disable silent install of software. Asta cu silent install ce este? Între timp ce noi am deschis această aplicație și ea ne scanează update-urile de care avem nevoie, printr-un simplu yes, să zic așa, putem să obținem toate update-urile la care avem nevoie fără să mai dăm next și să mai vedem cum se instalează și unde se instalează. După cum vedeți, aceasta sunt în partea stângă aplicațiile pe care le am eu instalate în acest calculator. Bun, i-am dat un recheck software. Iată o mică eroare aici, dar nu are nicio problemă. Oricum, softurile pe care le am eu instalate sunt la de ultimă oră, pentru că sunt instalate de o săptămână aproximativ. Deci, cum vedeți aici, for important updates, aceste update-uri vi le pot arăta și aici. După cum vedeți, deci să pun așa să se vadă. Așteptăm puțin numai să și datele de pe server.
Așa. După cum vedeți, sunt aceleași update-uri pe care le avem și aici. După cum ziceam de Windows-ul cu licență, vedeți acest program Windows Malicious Software Removal Tool. De asta nu prea am avea nevoie. Deci tocmai de aceea vă zic că este un utilitar foarte micuț care ne ajută să ținem, să zic așa, computerul nostru și toate programele pe care le avem la ultima versiune. La revedere și ne auzim în tutorialele viitoare.